Accidentul a avut loc în timp ce muncitorii lucrau la o stație electrică. În urma accidentului, unul dintre bărbați a suferit arsuri grave și a fost transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul de Arș din Iași. Al doilea muncitor a fost internat pentru îngrijiri medicale la Spitalul Județean din Râmnicu-Vâlcea. A fost un arc electric, cauza nu se cunoaște deocamdată, erau doi instalatori care lucrau la o stație electrică. Un bărbat de 24, un bărbat de 51 de ani, bărbat de 51 a fost luat de mers și dus la UCO, are arsuri doar pe un membru superior. Persoana de 24 de ani prezintă arsuri gradul 2-3, ceea ce știu că era cu sajul drum spre elicopterul, unde să fie dus la Iași. Pentru salvarea celor două persoane la locul accidentului s-au deplasat două echipaje SMURD și o ambulanță. ITM Vâlcea a deschis o anchetă și urmează să stabilească toate împrejurările în care a avut loc accidentul.